bună dimineața din partea întregii case Balaban, dar mai ales din partea lui Lemo, care, după cum vedeți, are un nou prieten, ca să nu zic iubit, este foarte înamorată de acest ghiveci, de acest smokin, săracul nu știu câte zile mai are, că se ocupă Lemo să-l nenorocească. El deocamdată a viețuit și a văzut de treaba lui, dar de când mândra stă în el acolo, bună știe Patrocle, încep să-mi pun semne de întrebare dacă mai rezistă mult. Bună și ție, Grigore. Este absolut enamorată de treaba asta, îi place mult de tot. Mă uitam pe geam acum, dimineață fiind la mine, zic, unde o fi Lemo mea? Vedeți care Lesa, atașată, i-am lăsat pe toți afară. Unde o fi Lemo mea? Și n-a trebuit să caut mult, pentru că Lemo mea, desigur, este în acest ghiveci. N-a făcut pipi, n-a făcut caca în el, dar, hei, timpul nu e pierdut, iar fertilizarea solului, se știe, e un lucru bun. Așa că mă bazez pe ea. Mama, ce fa Lemo? Îți poate aici? Îi poate aici, fetiței? Aoleu, ce grea e viața! Aoleu, aoleu, aoleu! De coadă dis de dimineață pentru că am un pic de alergat și alerg cu oareși ce emoții pentru că am probleme cu mașina, cu Mirciulică, ceea ce pentru mine e o chestie așa nemai întâmplată, adică eu nu știu ce înseamnă să ai probleme cu mașina, că n-am avut în 4 ani jumate de când am luat-o, nu m-a supărat odată. Dar se întâmplă ceva ce eu nu știu să vă explic, ceva cu uleiul. Nu știu să vă zic, sunt complet pe lângă, sunt complet atehnică, deci dacă mă apuc eu să discut este... Nu, hai să își vadă fiecare de treaba lui. Așa că problema va fi lăsată în mâna bărbaților competenți din viața mea, care vor trebui să se ocupe de acest aspect. Și vă zic că sunt cu emoții pentru că mi s-a întâmplat, uite, acum de când am plecat de acasă, m-a forțat, nu știu, mi-a tăiat alimentarea și m-a forțat să mă opresc, ceea ce îmi dă oareși ce palpitații pentru că am de alergat. Și urăsc să mi se întâmple chestii de genul ăsta, pentru că e trafic și în București, mai ales ca femeie, este foarte neplăcut. Chiar dacă e o chestie tehnică și tu știi foarte bine că nu ai nicio vină, dar vă zic eu, ca femeie, cel puțin în capitală, nu știu cum este prin alte părți sau poate că altele nu au avut pafta mea, cu ghilimelele de rigoare, dar pentru mine e nașpa când se întâmplă o chestie de genul ăsta și eu în general prefer să nu încurc, să nu supăr, să-mi văd ale mele și să fie tot ok. Și când am pățit-o prima dată, că m-ai pățit-o acum câteva zile, 200 de metri, Simona, Gabriela, cum te cheamă, că ea era cu mine, am avut așa... Am avut așa un șoc, zic, ce? Cum? Mie? Mașina care, repet, niciodată n-am avut probleme cu ea, dar iată că se mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Deci eu l-am luat pe Mirciulică la începutul 2019, luasem permisul în decembrie 2018 și prima mea mașină, am făcut atunci vlogul, adică pentru mine a fost o chestie absolut uriașă, o chestie absolut extraordinară. Unul la mână să am permis de conducere, doi la mână să am mașina mea, vă dați seama. Poftiți, da. Mă duc așadar, prima oprire a zilei, fetelor și băieților. M-au chemat ăștia de la Digi să iau un router de la ei, cred. Adică mi-au trimis un mesaj. Haideți că am și parcat. Da, mi-au trimis un mesaj în care mă anunțau că veniți la sediul nostru, comanda dumneavoastră este pregătită pentru livrare, aveți 7 zile la dispoziție, veniți cu buletinul. Ceea ce mie nu mi s-a mai întâmplat niciodată de la Digi, că la mine comenzile sunt fie de la OLX mai nou, fie vreo H&M, fie vreo Zara, fie mâncare de pisici sau ceva de genul. Dar să mă cheme Digi sau să ridic eu ceva de la ei, ce comandă? Nu știu despre ce e vorba, că nu scrie, zice acolo doar că e comanda sosită la ei. Bănuiesc că este vorba despre router, de asta am zis eu așa, pentru că nu v-am mai pus la curent cu internetul, s-a semi-rezolvat. Adică s-a rezolvat prost, dar e ok la momentul actual. Știți că vă spuneam eu acum câteva săptămâni că am tot sunat la ei, că m-au amânat în continuu, după aia că stați că n-avem rutere, bla bla bla. S-a creat așa și un subiect de conversație acolo în comentarii și mulțumesc tare mult că mi-a zis și voi, cumpărăți tu routerul și cheamă-i pe ei. Și până la urmă m-au sunat într-o zi, vedeți că venim, bineînțeles săptămâna viitoare, că doar nu vreți să venim de pe o zi pe alta, zac. Așa că au venit până la urmă băieții care au fost super ok, doar că mi-au zis, doamnă, noi tot nu avem rutere, deci dacă vreți, noi vă instalăm, dar folosim pe la vechi pe care l-aveți dumneavoastră. Deci, practic, routerul pe care l-aveam eu la apartament, routerul ăla fiind din 2000,
16 când m-am mutat eu acolo, cred că 2016 era routerul ăla, cu, deci de unde ai internet practic, dar noi îl folosim pe ăsta, ceea ce vă dați seama, sunt 7 ani distanță de atunci, clar tehnologia a evoluat, clar ăla nu face față la ce e de actualitate, deci a fost alegerea mea, mi-au zis dacă vreți vi-l instalăm, o să vă funcționeze, dar nu o să meargă la viteza 1 la mână la care plătiți abonamentul, 2 la mână la viteza la care ar trebui să fie un internet în 2023. Dar veți avea, oricum va merge mai bine decât hotspot-ul. Și dacă vreți, ori vă luați dumneavoastră rutere, ori dacă nu, comandați și o să vină la noi și bănesc că despre asta este vorba, că altceva nu are ce să fie. Și asta am făcut, zic, instalați-l pe ăsta ca să pot și eu să-mi rezolv să-mi aploadez videourile acolo. Nu le-am dat detalii, dar înțelegeți voi, spun și eu să-mi fac treaba. L-au instalat, e adevărat că nu merge excepțional, dar oricum e mult mai bine decât cu hotspot-ul. Adică ce am tras eu de pe telefon, v-am zis că am înnebunit cât... Și nu doar cu telefonul, și până oraș, și pe la prieten, pe unde m-am ilogit, vin și eu la voi să instalez și eu, să aplaudez și eu un video, adică penibil. E, mi-au instalat, e ok, și acum văd că mi-au dat mesajul ăsta. Să vedem. Deci mă duc acum, iau, și oricum cred că va trebui să-i mai sun, pentru că televizorul tot nu mi l-am instalat, trag în continuare, trag. Am televiziune în continuare de la foștii proprietari, care cred că n-au închis încă contractul. Dar asta nu e o prioritate neapărat, că internetul folosesc zilnică, e munca mea. Dar televizorul, na, când și când, e cu totul alt subiect, deci trebuie să-i sun și pe băieții de la televizor să vină. Și doi la mână, că trebuie instalate rutere în toată casa. Adică nu e vorba doar de unul, nu o să rezolve problema, doar așa parțial, pentru că nu ajunge internetul până deasupra. Eu dacă lucrez în mansardă, n-am internet acolo, am în bucătărie și în zona aia din curte, unde beau eu cafeluța cu voi, unde era Lemo la smochina cu câteva ore, acolo am, dar nu este în toată casa. Însă, mă rog, măcar atât, măcar dacă se rezolvă și am și eu internet de mare viteză acolo, e ok, chiar este super, super ok. Și după aia vreau să mergem să luăm mâncare pentru Blănoș, că nu mai am pentru căței, adică la pisici am, sunt un pic mai obișnuită cu ei decât cu căței și trebuie să merg să le iau, că mănâncă aproximativ un sac pe săptămână, pe lângă conserve și ce batoane le mai dau eu de ronțăit, dar mâncare de asta, crânțănele, cam un sac împart la 3 băieți. Să zic așa, bine, Florică mai puțin, că el oricum este la dietă. E un fel de Poirot. Ce îi diferențiază însă este iubirea, că Poirot e tot numai iubire, în timp ce Florică este tot numai sperietură. Bun, gata, hai să mergem să le luăm pe rând și vă mai povestesc pe parcurs. Și mi-am încheiat și eu activitățile, că am ceva de lucru după amiaza asta și gata, pot în sfârșit să închid laptopul sau, mă rog, să mă concentrez pe altele. Am și o durere de cap pe care încerc să o controlez eu, adică să nu iau pastile. În general încerc să le evit, doar dacă este neapărat necesar, așa că o mai las puțin. Dar voiam să vă arăt drăciile astea, că m-am întors cu niște chestii de la Pepco, pe care le-am luat... pentru că pur și simplu mi-au plăcut, pentru că sunt niște chestii foarte drăguțe și am observat o chestie. Da, s-a zis o farfecă. Nu știu dacă v-am prezentat acest cozișor al bucătăriei mele. Practic am lucrat de pe insula asta, este blatul ăsta de bucătărie, în fața mea este chiuveta și am un scaunel care cred că a aparținut fetiței familiei. Știți că v-am povestit eu că familia care a locuit anterior aici are o fetiță și există doar un singur scaun ca ăsta. Acum nu știu dacă chiar e pentru copii sau nu, eu îl văd foarte micuț, pătar, nu știu, mi se pare foarte micuț, picioarele fiind însă foarte lungi. Și nu știu, pentru mine, adică pentru poponțul meu, este perfect ok, pot să stau pe el, dar eu îl văd cumva ca fiind scaun pentru copii. Și stau așa aici, s-a capat, rumbuie, iată, îl vedeți acolo? Se plimbă, a, perfect. Rumbul îi place să doarmă până aia sau să urcă pe corpul alea pe sus, în fine. Deci, Pepco, așadar, fete și băieți. Am intrat pentru că era în centru comercial unde am fost să iau mâncare pentru Blănoș și cu Digiu și toată povestea aia. Și asta trebuia să vă povestesc. Nu mi-au dat niciun router. Deci pentru ce m-au chemat acolo încă n-am înțeles. Mi-au dat o plăcuță așa, care cred că e ceva ce are legătură cu televizorul. Nu mi-a explicat nimeni nimic. Mi l-au dat, bună ziua, m-au pus să semnez nu știu ce de primire. Salut, bineînțeles că era și am stat la coadă, că era aglomerația de pe lume acolo, dar na, mi-am făcut treaba, l-am luat, aștept să vină bufantul ca să se uite, să se ocupe și să mai lucrăm un pic la vază.
care vază, cred că nu v-am arătat-o pe YouTube. Doar cine mă urmărește pe Instagram a văzut. Da, hai să le luăm pe rând. Deci am intrat în Pepco, m-am uitat pe acolo, zic, hai să vedem ce mai e. Mi se pare în ultima vreme că au chestii foarte, foarte mișto. Deci, Pepco, mie oricum îmi plăcea și cumpăram constant chestii de la ei, doar că nu cu aceeași frecvență cu care o fac acum. Poate că are legătură cumva și cu mutatul și că îmi trebuie multe alte chestii și că am eu ochii puțin mai deschiși și văd și altele, dar știți că v-am arătat când a fost mama cu câteva săptămâni, am luat suporturile alea pentru... Le vedeți acolo? Suporturile alea pentru tacâmuri, care sunt foarte ok. Și tot așa pe Instagram v-am arătat că am luat recent un suport de vase. Aurie, feroneria aurie, care arată foarte bine. Evident că mă îngrijorează că nu știu cum o să reziste trecerii timpului, că e foarte posibil să oxideze, să se facă urâte și așa mai departe, dar deocamdată le-am luat. Deci ce vreau să zic? Mi se pare că Pepco are chestii din ce în ce mai mișto. Aveau și înainte, dar în prezent, nu știu, poate rezoneze un pic mai mult cu ei. Na, sunt chestii luate cu banii mei, ca să înțelegeți în vreo formă că avem vreo treabă în clipa de față. Nu avem nicio treabă, eu mi le-am luat, vă zic doar părerile mele. Și am văzut astea, nenică. Uite, ca să le vedeți de aproape. Uite așa. Da? Astea sunt niște suporturi de lumânări. Și nu știu dacă mai țineți voi minte că vorbeam acum, iarăși acum câteva vloguri, Dumnezeu mai știe câte, v-am zis că vorbesc foarte mult. Și v-am arătat chestiile astea la H&M. Aproape identice, dați așa să găsesc link-ul. Dar, la ce concluzie ajung eu? Este că ăștia au cam aceiași furnizori. Nu că ar fi fost o surpriză, dar nu am întâlnit până acum să văd lucruri atât de similare în H&M Home și în Pepco, care e în general pentru home. Deci vă arătați-mi eu aceste sfeșnice și ziceți-mi voi dacă cel pe care l-am inserat aici, imaginea care am inserat-o aici, nu seamănă aproape identic cu ăsta, atât că ăsta este mai mic și a costat mult mai puțin. Dar altfel, ideea este cam aceeași. Deci ce-mi imaginez eu este că le iau probabil din același loc. Și unii au luat modelul ăla, alții au luat modelul ăsta. Eu încă nu le-am luat pe alea de la H&M, dar văzându-le pe astea, la un preț atât de bun, deci unul dintre astea costă 21 de lei. Și am zis să iau 3 și dacă este să completez cu două din alea mari pe care le are H&M-ul, s-ar crea o chestie mișto și poate vă veți întreba, mă, dar negru... Că nu prea, eu cu negru și oricum în casă, nu prea cred că e o idee bună pentru mine. Dar e perioada asta, că vine toamna, o să vine și cu Halloween-ul. Chiar dacă nu îl sărbătoresc, că nu am pasta cu Halloween-ul, dar îmi place ideea de decorat în tematica respectivă. Nu că am vreo legătură cu vrăjitoare și costumatul în ceva. E strict o distracție și o chestie estetică. Și tocmai de-aia am luat și drăcia asta, tot de la Pepco. Mi s-au părut foarte mișto, mi s-au părut așa un refresh, un suflu interesant adus în casă. Și poate că pentru câteva zile, când oricum o să mă apuc eu de decorat și pe aici vreau să aduc dovleci de-aia adevărat și multe alte chestii, poate pentru câteva zile o să arate mișto. Mă pasionează tare mult ideea asta cu decorul, după cum v-ați foarte prins că în principiu ăsta este subiectul central al vlogurilor de când m-am mutat, așa că astea cred că o să fie tare interesante și probabil o să le includ și întrebările tomnatice. Pentru 21 de lei mi se pare și păcat. Trebuie să le mai iau lumânări și poate că le iau chiar pe alea ondulate așa frumoase, din nou inserez poză, tot de la H&M, care cred că o să arate super bine. Și vorbind de treaba asta cu decoratul prin casă și, mă rog, chiar și grădina vreau să o decorez, nu m-am apucat încă așa cum nu m-am apucat nici de treburile tomnatice pentru că este încă foarte cald. Deci mi se pare prematur ca naiba. Nu vreau să forțez sezoanele. Săptămâna trecută și chiar, uite, și astăzi și zilele trecute a fost super fric dimineața. Dimineața este răcoare. Deci cobor din pat cu halatul pe mine, cu șluga. Iau haine destul de groase. Și după aia, pe măsură ce avansează ziua, simt că leșind de cald. Și nu e bine. Deci, fiind temperaturile astea, iar eu în continuare în rochii și cu părul prins că am leșinat astăzi, ținându-l liber, nu simt încă, nu știu, chemarea 100% să mă apuc să decorez, să pun dovleci, să mă apuc să fac aranjamente cu frunze, cu flori și alte chestii din astea. Păi nu e, încă e vară. În cel puțin în București aici. Deci o să mai dureze puțin probabil până vin și treburile tomnatice, dar o luăm treptat, am început deja să mă gândesc la ele, am creionat câteva idei și știu că așteptați cu entuziasm clipul ăla, așa cum și pentru mine este o plăcere să-l filmez, în ciuda faptului că, na, toamna cam aceleași chestii le faci, dar cumva eu am senzația că dă, sau poate mă păcălesc singură, dar... Îmi place să cred că dă cumva startul sezonului de toamnă. Ia așa linia aia de pornire, de aici începe toamna, cel puțin pentru mine. Pentru voi, evident că fiecare are propriile raționamente și
alegeri și chestii care declanșează povestea asta. Dar da, o altă chestie pe care am sesizat-o referitor la preț și cred că astea sunt mai avantajoase, totuși astea sunt de metal. Deci dacă eu vreau să dau pe asta de pământ acum, mă rog, mă doare genunchiul, dar în afară de asta, e perfect ok, în timp ce alea de la H&M sunt de sticlă. Deci ia să vedem ce zice, materiale și furnizori. Eu sunt cu ele în față aici. Compoziție, sticlă 100%, informații furnizor. Deci, na, China, evident. Așa cum, probabil că și astea alte sunt, nu vă să scrie, dar tot așa, trebuie să fie. Acum, cum consideră fiecare, eu o să mă duc să le caut și pe alea de la H&M și ce facem drăguț cu ele. Și am mai luat de asemenea dovleacul ăsta care era unul singur și mi-a plăcut mie. Nu știu dacă era rămas de anul trecut, că l-am găsit undeva mai pe spatele magazinului, unde am văzut că au mai scos la înaintare câteva articole care tot așa fuseseră anul trecut expuse, că le-am recunoscut, dar mi s-a părut frumos tare și trebuie să iau baterii, să-i pun baterii în interior, poate vedeți că are acolo o instalație și asta se aprinde. Și uite, are și frunzulița aici și mi-am zis că o să fie drăguț tare pe afară, așezat pe acolo pe unde la fel pe aurică, statueta aurică, cred că o să arate super bine. Tot așa cu astea sau în interior, o să văd eu, eventual poate reușesc să mai găsesc. Și pe asta am dat 38 de lei. Nu știu dacă vedeți. Cam atât, altceva nu. Adică intru, văd ce îmi face cu ochiul și cam aia e. Și tot în direcția asta aveam să mai arăt câteva chestii. Și baza, desigur. Tata, așa. Întâi de toate, ce faci grasule acolo? Rumbu? Rumbu? Mama, ce faci acolo? L-auziți cum toarce? Bă, ce faci? M-ai prins? M-ai prins? Țicărie. Uite, ăsta este suportul de vase auriu pe care l-am luat, despre care vă spuneam că sunt curioasă cum o să reziste trecerii timpului. A venit cu tăvița asta vreo 50 de lei, a fost 50 sau 51, ceva de genul. Și momentan arată super, super bine, deci mi se pare 10 clase pe lângă cel pe care l-am avut eu, dar o să vedem în tip. Și iată, tot pe ideea de chestii negre, am găsit cupele astea, mă, fetelor, cred că nu vi le-am arătat până acum, la târgul de vechituri cu 10 lei bucata. Și cred că sunt cupe de înghețată. Le-am luat pe toate, 5 bucăți avea, cupe de înghețată. Uite-te tu cât sunt de frumoase. Deci îmi plac de mor și la prețul ăsta, mai ales că e sticlă. Deci asta chiar e sticlă. Dar cu vaza vieții, ce vă povesteam, sau mă rog, ce v-am povestit pe Instagram, că n-am apucat să vă zic și aici, s-a întâmplat un pocinog. Anume că am comandat această chestie, care arăta mult mai rău la momentul la care am primit-o. Am găsit-o pe OLX, mi s-a părut foarte frumoasă, zic, uite, o vază din alabastru, cred că e, deci nu marmură. Am vorbit cu vânzătorul, mi-a trimis-o și a ajuns destul de bine împachetată, în sensul în care, o vedeți cât este de micuță, deci, nu știu, cam cât palma mea. Cutia pe care o avea era de aici până pe aici, deci o cutie foarte mare, era plină de ziare, sticle înăuntru, ea era ambalată în folie, deci foarte, foarte bine ambalată. Și totuși a ajuns bucăți. Dacă mai am poza cu ea bucăți, o să vă trimit. Evident că m-am supărat, dar deja o ridicasem și, na, cine e vinovat în cazul ăsta? Am curierul. Și cu cine să mă cert? Că și dacă mă cert, nu obțin nimic. Certatul nu ajută la om, așa că îmi văd de treaba mea. Dar evident că mi-a părut rău și după aia v-am întrebat eu pe Instagram din momentul în care am ridicat-o dacă puteți să-mi recomandați niște lipiciuri bune. Și mulțumesc mult, mi-ați scris de toate felurile posibile, în afară de picătura, că picătura am și eu în casă și mi se pare că n-ar fi fost suficient de solidă. E, și ce am luat până la urmă, bazându-mă pe recomandările bufante și ale voastre, este acest moment care, nu știu, n-am auzit în viața mea de el, dar am înțeles că e foarte bun, e epoxy de ăsta cu două chestii, în fine. Toată treaba este că, pentru a funcționa, ea fiind foarte multe bucăți, deci una, două, trei sunt lipite deocamdată și mai sunt încă vreo două care trebuie atașate, pentru fiecare bucată trebuie lăsat câte 6 ore. Deci, practic, construcția sau reconstrucția vazei ăsteia se întâmplă de câteva zile. A fost prima dată lipită bucata asta, după aia bucata asta, după aia bucata ailaltă. Astfel încât dacă le punem pe toate deodată, mie că nu o să aibă suficient timp să se întărească, pentru că scrie și pe instrucțiune acolo că trebuie lăsate câte 6 ore din momentul în care ai aplicat lipiciul. Și decât să fie, nu știu, făcute pe repezeală, ceea ce nu e cazul, că nu e nicio grabă cu ea, am zis las-o așa, facem în fiecare zi câte o bucățică, câte o bucățică. Deci, practic, îl aștept să vină ca să-mi lipească următoarea bucată și după ce o lipește și pe aia la altă mâine, o să fie vaza mea completă și nu știu dacă o să o folosesc pe viitor pentru flori, efectiv, dar o să fie de decor. Uite, vedeți cum a rămas pe acolo, până exterior, că a fost o cantitate prea mare, pusă. Dar n-are nimic, măcar dar fi ok, pentru că mie ea așa, uite așa, mi s-a părut foarte frumoasă, chiar îmi place mult de tot. Da,
Asta dar un bujos. E greoaie, e masivă și se potrivește cu ce am eu în minte. Și chiar vreau să nu arunc, că e păcat și de bani și de ea în sine. Așa că încercăm să o salvăm pe cât posibil. O să vedem dacă ne iese. Ia, da aici, domnule. Pac, gata. Da, deci asta e cu vaza. De 3 metri, era 3 metri 40. Da, s-a frumos. Hai și tu să vedem la ha, ne așezăm. Să ne așezăm puțin să povestim că am avut o seară foarte agitată și relativ neplanificată, semi-neplanificată, în sensul în care tocmai au plecat de la mine niște băieți care au cărat diverse. Au cărat, mi-au cărat și mie, au cărat și au plecat cu niște chestii care o să ajungă la maică-mea la Buzău. Zic că a fost neplanificată treaba pentru că trebuiau să vină de undeva de săptămâna trecută, numai că n-au mai ajuns atunci și mă rog, am mai avut noi așa niște întârzieri sau ei mai degrabă niște întârzieri de genul ăsta și cumva n-am luat ca literă de lege, adică în momentul în care au zis venim, n-am fost 100% sigură că sunt paroliști. Zic, da, bine, o să fiu acasă, dar nici nu m-a apucat acum să mă agit. Și nu că aș fi instalat covoroșul sau aș fi apucat să fac tocănițe, însă cumva era așa, cu semnul întrebării, eram destul de convinsă că nu o să vină. E, ce să vezi că au venit. Săptămâna trecută însă am stat o zi întreagă pupăzoaică pe aici să vină nimic. În fine, s-a rezolvat până la urmă. Treaba e că mama când a fost la mine acum 2 săptămâni, cred ceva de genul ăsta, am avut eu o discuție așa cu ea, cu ce vreau să fac pe aici, le-am luat la mână, adică în principiu cam ce fac cu voi, dar foarte concentrat, știi? I-am arătat poze, i-am zis pe unde vreau văruit, pe unde vreau tapet, ce mobilă vreau, toate cele și am ajuns la concluzia care oricum exista de mult, că va trebui să înlocuiesc piesele de mobilier pe care mi le-au lăsat foștii proprietari. Ele sunt utile într-un punct, până când voi lua eu altele, că uite, patul ăsta, de exemplu, e foarte ok. Dar noptierele alea, știți, alea pe care vi le-am arătat, alea jupuite, alea erau urâțele și clar n-au nicio treabă cu nimic din ce vreau eu să fac. I le-am dat mamei, care va face ceva cu ele. De asemenea, comode de astea pentru televizor. Eu cred că fiecare dintre dormitoarele casei ăsteia și sufrageria de jos au avut televizoare. Nu mai rețin de când am văzut-o prima dată. Măi, și știți că s-a făcut o lună? Vai, acum îmi dau seama, s-a făcut o lună de când m-am mutat aici. Vă jur că, mamă, nu știu cum a trecut timpul ăsta. Vai de capul meu, nu. Deci viața mea în ultima lună a fost așa un val și în continuare e așa un vârtej, un val, că nu-mi dau seama când și cum trec zilele, chiar pe super repede înainte, dar acum conștientizez că, uite, s-a făcut o lună. Mamă, ireal, mă rog. Mi-a pierdut și ideea că m-am emoționat. Ziceam de comode, că au fost pe peste tot pe aici. Eu nu o să am, adică la mine în casă a rămas un televizor, este unul singur, e mai mult decât suficient. Eu nu sunt așa hâtiată să fie în fiecare cameră. E într-una super ok. Așa că toate alea pentru televizor le-am dat mamei, i-am dat vreo 2 de alea, i-am dat un șifonier. Nu, pe domnul Dulăpescu, ce aveți? Nu, 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 niște chestii care chiar nu se potrivesc. Și noi vorbisem de treaba asta de săptămâna trecută, mama mi-a zis că ok, haide că aranjez eu transport, bla, bla, bla. Nu știu când o să vină, pentru că noi știam că e foarte posibil să intervină chestii, dar tu ca să știi. Și eu în weekend m-am apucat, bine, cu bufantul, le-am așezat, le-am pregătit, am dat jos acum și o oglindă care era undeva pe perete, o oglindă micuță, nu m-ajuta cu nimic, adică nu era pe stilul meu deloc, o lampă, nu mai știu, măsuțe de birou de-astea, de-alea cu roți, erau pe undeva pe sus, pe acolo, pe un mansard de lăsate la fel, n-am ce să fac cu ele, e păcat de ele, adică nu-s de aruncat, că mobila e foarte ok și am întrebat-o pe mama, pa, 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 aia așa, aia așa, așa, și au venit și le-au cărat pe fiecare în parte. N-a durat foarte mult operațiunea, că, na, fiind casă, nu ai scări de urcat, dar când o să ajungă la Buzău, acolo o să fie un pic mai nașpa cu ele. Și pe lângă asta, cred că am și filmat o bucățică, dacă n-am inserat-o, urmează, mă rog. Există o minune, bravo minune, care a intrat în viața mea, o piesă de mobilier minunată, pe care însă vă voi arăta detaliat mâine pe Lumină Bună. Deocamdată, dacă e ok cadrul ăla, o să-i vedeți pe băieți așezând-o, montând-o. Este un bufet din lemn masiv, maro, cu care eu am planuri mari. Adică vreau să îl umplu de veselă, în zona în care va fi masa aia albă pe care mi-o doresc. Știți despre ce masă vorbesc, că v-am arătat-o în multe poze, am tot detaliat despre ea, în continuare îmi place, poate în timp o să mă răzgândesc.
Este foarte scumpă, știți că vă ziceam că n-am găsit-o decât pe la 11.000 de lei, ceva de genul, că vreau de-aia ovală într-un picior din materialul ăla, adică vreau aia, nu în altă formă. Și este foarte scumpă, adică nu este nicio prioritate pentru mine și dacă era o prioritate mi se părea scumpă, nu e momentul ei, asta vreau să zic. Așa că atunci când va fi momentul ei, voi vrea să o combin cu piese vechi. Știți că v-am zis că vreau mixul ăla și acest bufet, eu l-am văzut recent, l-am comandat și mi-a fost livrat. Deci el mi-a fost livrat în prima parte a zilei. Doar că mi-a fost livrat în două bucăți. Băieții l-au asamblat acum seara și a fost nevoie de mai mulți oameni care să-l asambleze, pentru că el e masiv, e foarte greu, e o piesă istorică, cred că este un bufet franțuzez, judecând după detaliile frumoase pe care, din nou, vi le voi arăta mâine, cred că este un bufet franțuzesc, secolul 20, cel mai probabil, și ăștia care mi l-au adus, alți băieți care mi l-au livrat, mi l-au lăsat în hol undeva, că na, nu era datoria lor neapărat să fac asta, ei mi l-au lăsat, bine că mi l-au adus până acolo, că puteau să mi-l lase în curte. Deci n-am putut să insist mai mult, cu toate că eu mi-am dorit, am bătut niște apropouri, că oricum le, dacă erau drăguți, le dădeam ceva acolo pentru efortul lor. Acum n-a fost cazul, ok, mi l-au lăsat în hol și numai bine s-a legat că au venit băieții ăștia după mobile, pentru că mi l-au ridicat și mie în picioare și mi l-au așezat frumos în camera. Eram un pic indecisă dacă să-l duc în bucătărie. El este aproape de bucătărie, dar nu este neapărat în bucătărie. Deocamdată va sta acolo și am planuri mari cu el, în sensul în care vreau să-l fac piesă centrală acolo, în timp, după ce le acumulez pe toate, după ce văruim, după ce se așează și astea. Dar este minunat și o să-l vedeți. Și mă gândeam că, uite, îmi ziceați voi chiar și pentru domnul Dulăpescu că dacă l-ai vopsi alb, ar fi și mai frumos. Dar nu știu dacă aș vrea să fac chestia asta. Vă spun că de când mă ocup și mai mult cu idei de-astea de decor, de design, de când stau și mai mult cu ochii în ele, am văzut și lucruri foarte frumoase și lucruri foarte urâte și vă zic că văd foarte des piese de-astea de mobilier vechi care sunt încă recondiționate, sunt, nu știu, după părerea mea, mutilate. Adică o recondiționare, cred eu, în calitate de amator, ar trebui să readucă ceva din frumusețea unei piese vechi, istorice, să o readucă în actualitate, să-i dau un refresh, dar să o schimb complet, adică o piesă de genul ăsta, gândiți-vă la șifonierul ăsta, dacă m-aș apuca să-l pictez roz, de exemplu, cred că l-aș strica complet. Știu că este o chestiune de gust și nu poți să discuți așa ceva, adică dacă omului așa îi place, așa și-l face. Dar asta vă zic, am văzut foarte multe astfel de exemple cu piese minunate, cu lemnul ăsta, se vede forma lui, structura lemnului, culoarea aia este splendidă în anumite situații. Și să dai cu o vopsea pe el care n-are nicio treabă și ascunde frumusețea aia și clasicul și istoria și bogăția lui, după părerea mea, este o idee foarte proastă, ca să nu mă exprim și mai contondent. Așa că nu prea aș vrea, cel puțin, deci domnul Dulăpescu rămâne exact așa cum este, dar mă gândeam la bufetul ăsta acum, că eu v-am zis, bucătăria și zona asta cu masa, mi-aș dori eu cumva în culori mai deschise, alb, bleu, cel puțin pentru bucătărie. Și bufetul este într-un maroniu închis, așa, nu știu exact ce lemn este, dar e greu tare, într-un maroniu așa închis, un ciocolatiu roșcat, poate un roșcat închis de tot. E superb. Și stau și mă gândesc dacă să-l las așa sau să-i fac ceva, numai că trebuie prudență maximă, că de stricat e ușor, dar după aia să-l mai aduc înapoi la forma lui, că știu că trebuie șlefuit, trebuie dat cu un primer, nu e așa, pur și simplu vii cu bidineaua peste. Deci vreau să o gândesc foarte, foarte, foarte bine și o să vă arăt și vouă dimineață. Două chestii vreau să vă mai zic, că mă tot căcâi, de fapt vreo trei. Poate ați sesizat, poate nu, subiect de maximă importanță, da? Deci s-a produs, dimineața s-a produs când au venit ăștia cu bufetul și l-au lăsat. Am încercat eu să fac pe dracu ghem și mi-am rupt unghia, dar știți cum? Deci din carne. N-am mai avut așa ceva de ani. Că eu, în general, cam asta e lungimea și forma mea, migdală, semilunguț, nu de alea atâta, că nu pot să mă șterg la fund, iertați-mă pentru duritatea exprimării, dar nu de alea atâta, nici foarte scurte, așa îmi place mie. E, și acum când mă văd cu asta, ce diferență, cât de mult schimbă. Unul la mână, doi la mână, am început să folosesc ceva care deocamdată nu face nimic. Poate că nu folosesc eu bine sau, mă rog, mai durează. Pentru superba mea alergie, care nu știu dacă îmi vedeți ochii, dar am niște negru pe aici
Știți, în continuare mă mănâncă foarte tare și încerc să mă scarpin în așa fel încât să nu mă întind toată, cel puțin nu până când n-ajung acasă. După ce am ajuns acasă, știu că nu mai plec nicăieri, așa mă fac. Geraton, panda sunt. Dar acum m-am scărpinat doar puțin. Și pentru minunata mea alergie, v-am zis că mi s-au dezvoltat niște pungi pe aici, ceva foarte mișto ce trăiesc eu în perioada asta. Și pielea mea roată o raznă, e ceva de vis. Și am astea, pe care tot așa, cred că vi l-am arătat pentru vreo 3 secunde când au sosit, mi-au trimis ăștia de la Pixi sau astea mai degrabă, că sunt niște tipe care au brandul ăsta, mi-au trimis niște peciuri, le zice, stați să văd dacă reușesc să vă facem o treabă, e de așa. Uite ce sexy, uite gușul sexy aici și senzuală. Deci, iete, am spatula odată și dacă facem, iete așa, sunt niște treburi de-astea, niște peciuri, dragă, niște plasturi de-astea de-i pui sub ochi, cu aloe vera ceva. Am zis să încerc, că nu se știe niciodată și normal că am dat pe mine și zic, poate mă ajută și pe mine pentru, da, pungile astea, poate le mai reduc, poate mai dream eye, replenishing PM patches, 30 de pere cu spatula aia. Sunt practic îmbibate cu un gel și le iau cu spatula efectiv, că sunt foarte subțiri, pun unul aici, pun unul aici. Ce pot să vă zic până acum este că fie este zona de sub ochii mei foarte sensibilă, fie așa fac ei, dar m-au usturat de m-au uscat prima dată când le-am aplicat. Nu pot să închid borcanul ăla, dar nimic. Mă ustura, mamă, deci îmi venea să le pun pe foc, pun zona asta, nu știu, poate nu fac eu ceva bine sau habar n-am. Deci după ce mi-am terminat rutina de skin, chiar înainte să mă culc, zic, ia stai să încerci. M-am aplicat alea, răcoritoare așa, dar usturau inițial, după aia a fost cât de cât ok, nu știu, să vedem. Și cel de-al treilea lucru pe care vreau să-l zic, de fapt, cred că ar fi bine să vă și arăt, am început să folosesc un fond de ten nou, mi-au trimis cei de la MAC recent, nu știu cât de bine vedeți, uite, deci ăsta este stadiul pielii mele momentan, sunt machiată de dimineață, hai să vi le arăt. Nu cred că sunt potrivite pentru tipul meu de ten, cred că mai degrabă merg pentru cineva cu ten normal sau uscat, dar nu e chiar atât de rău pe cât mă așteptam. Bine, asta la prima, a doua folosire, stați așa să vă și arăt. Ia, uite să luăm. Opa, că aici avem, opa, dressing-ul. Ce am făcut? Gata, taci din gură. Așa, în dressing, uite-o și pe madam. Bună, mă! Tanti, preferata. Este vorba... Ta să întorc. Bună, eu sunt. Este vorba despre astea care au ajuns la mine ieri de la cei de la MAC. MAC Studio Radiance sau Studio Radiance. Și mi-au trimis în gentuța asta super maneloasă, foarte drăguță. Mi-au trimis mai multe nuanțe de fond de ten, vreo 5, dintre care cred că asta mi se potrivește cel mai bine. Este destul de întunecată pentru ce aș folosi eu în mod normal, dar a fost ok pentru că v-am zis, la mine este discrepanță mare cu gâtul și fața, pentru că a fost bronzul ăla de Grecia care încă există și s-a mai dus, dar tot nu sunt la culoarea mea normală. Mă rog, ideea e că l-am folosit pe ăsta și aici mi-au dat și primerul. Recunosc că primerul, dacă l-aș și vedea, nu l-am încercat încă, nu știu cum este, serum, sau nu e primer, nu știu ce e, serum, ceva pentru hidratare, o să-l testez eu și pe ăla, dar fondul de ten deocamdată arată foarte natural pe piele, îmi place că nu este de la cakey, cel puțin nu la prima aplicare, s-a înțeles super bine și cu ce am aplicat după concealerul fiind, iată, Maybelline-ul ăsta, îl știți voi, Maybelline-ul ăsta, pudra este aia pe care mi-a dat-o Bogdan, Bella, tot pe asta o folosesc. Deci în principiu cu restul produselor s-a înțeles super ok, n-am avut probleme, nu arăta în vreo formă ca și când ar fi o mască sau prăfos sau... Deci a fost super, super ok. Dar ce am observat după câteva ore, s-a adunat în toate liniile posibile, pe aici, pe aici, pe aici, pe unde îți miști fața în mod normal, că nu ești statuie, știi? Și, și normal că se adună pe peste tot, ceea ce nu pățesc neapărat cu toate fandele de ten. Altfel, așa, ca acoperire mi se pare undeva medie, textura e destul de lejeră, e lichid, se blenduiește bine. Nu știu, e ok, dar cred că mai degrabă ar funcționa pentru cineva cu un ten uscat sau normal. Ori, poate la iarnă, ar fi mai bine pentru mine, dar mai testez. Voiam doar așa să vă zic deocamdată ca idee, cam care e treaba. Dacă vă interesează detalii pe termen lung, îmi ziceți, na, poate mai și schimbăm un pic tematica, n-am mai făcut maclavaiți de o groază de timp. Dar da, gata, vă zic noapte bună și eu și Mândra de acolo și ne auzim mâine dimineață când vă arăt și minunăția de bufet. Pupicios, revin!
curioasă să văd cât are. Asta presupunând că reușesc eu să ajung până acolo sus. Nu o să reușesc, dar măcar din partea asta, tăc, până aici ar fi cam un metru. Și de aici, să zicem, 2 metri, mamă. Deci de aici până jos, de aici sunt 2 metri și cu bucata aia, o să care că este mai înalt decât domnul tulip. Păi scumări, fetelor și băieților. De asta m-am și așezat așa lângă el, nu doar ca să mă observați când vine și arăcăva, dar prin comparație, ca să vă dați seama ce pitic sunt în țara lui Gulliver. Invers, ce Gulliver este el în țara piticilor mai degrabă. Însă, ăsta este bufetul, reluăm șirul, firul poveștii de unde m-am lăsat aseară și îmi cer scuze pentru ecoul pe care sigur îl resimțiți, dar așa cum este și cazul bucătăriei, zona asta este relativ liberă, goală, adică n-am mobilă încă pentru ea, așa încât o perioadă probabil că ne vom mai auzi cu zgomotul ăsta de fundal, dar am vrut eu să vedeți pe de-a întregul înainte de a vă prezenta detaliile. Nici nu știu dacă e corect să-i spun bufet. Ăsta e termenul care îmi vine mie la gură, putem să zicem vitrină, dacă vreți. Și stăteam și mă gândeam că nu cred că am avut niciodată la Buzău, nici eu n-am avut, adică părinții mei, nici ai mei, nici bunica mea, nu cred că am avut neapărat un bufet, o chestie specială doar pentru vase. Am avut dulăpioare, ca toată lumea imaginez prin bucătărie, și vitrinele din sufragerie unde erau bibelourile, desigur, milieu, de pe televizor și așa. De fapt, pe televizor n-am avut, dar în vitrină avea bunica mea mileuri și bibelouri de tot felul, dar un bufet, o chestie de genul ăsta, nu cred că am avut niciodată. Nici nu pot să zic că este un subiect care m-a interesat neapărat până acum, doar că îmi doresc pentru spațiul ăsta, aici unde ne aflăm acum, să fac o chestie pe care cred că am inspirat-o foștii proprietari. Deci zona asta unde suntem noi acum, în fața mea este un soi de culoar, iar în față undeva și mai în față este bucătăria. Culoarul, partea asta aici, avea la momentul la care am venit eu prima dată să văd casa, ce vremuri, avea o masă foarte lungă, 6 sau 12, eu cred că mai degrabă era o masă de 12 persoane, cu scaune, pe care le-au luat, evident, foștii proprietari la momentul la care s-au mutat. Și cumva mie mi-a rămas chestia asta în minte și m-am gândit că ar fi frumos ca în zona asta să fac aceeași chestie. Adică să am eu o masă, da, masa mea, nu, chiar nu mi-ar fi folosit dacă mi-ar fi lăsat-o, deci nu e o pierdere sau ceva. Ei au lăsat niște mobilier, însă vedeți că nu prea ne potrivim ca gusturi neapărat. Și masa pe care mi-o doresc eu, cred că va fi mai degrabă una modernă, aia cu picior, cred, înspre aia înclin, pentru că eu intuiesc că se va crea foarte frumos contrastul ăla de nou și vechi. Dacă am aici bufetul și în față o să am o masă din aia lungă, tot așa 6, 8, 12 persoane, cu scaune, nu știu încă dacă moderne sau vechi, cred că va arăta foarte bine. O să caut și niște imagini pe Pinterest, dacă găsesc ceva care se potrivească cu ce am eu în minte, inserez pe aici. Dacă nu, mă rog, mai așteptăm un pic până când se va materializa și asta. Însă m-am îndrăgostit, vă jur, în momentul în care am văzut piesa asta de mobilier, m-am îndrăgostit cum aș fi îndrăgostit acum vreun an de o roche de la Zimmerman. Vedeți cum se schimbă prioritățile, ce vă ziceam pe Instagram. Azi ești tânăr și te plimbi în jurul lumii sau intri la Zara, mâine faci holding de demani și cumperi bufet pentru vase. Dar asta mă bucură pe mine la momentul actual și cu asta rezonez cel mai tare. Ei, și am văzut asta online, bufetul ăsta frumos, la cineva care aduce mobilă din străinătate, tot felul de piese. Și, din fericire, mi l-au livrat acasă, a venit de departe, undeva de la munte, după ce l-au adus, n-am înțeles exact, dar eu înclin să cred că este ceva franțuzesc, oricum ceva vestic, habar nu. L-au adus de departe. Și băieții care l-au adus, oricum au făcut un efort că mi l-au băgat în casă, că puteau să mi-l lase în fața curții, pentru că înțelegerea a fost că mi-l livrează, în timp că am plătit transportul, adică a fost totul... Da, nu mi-a făcut nimeni vreun favor, neapărat, dar mi l-au adus până în casă și mi l-au lăsat din două piese. Acolo, mai departe, doamnă, vă descurcați? Zic, ok, mulțumesc, oricum, am fost super mulțumită pentru că l-au îmbalat cum trebuie, poate ați lăsut filmarea că a fost înfoliat frumos și a ajuns super ok, de niciun fel de problemă. Mai ales, uite, dacă vedeți în partea asta, există și niște oglinzi destul de micuțe, iar el este susținut de picioarele astea super sculptate și mai are în spate pe acolo niște cuișoare. Acum, ce ar trebui eu să-i fac este următorul lucru și imediat o să mai am câteva cadre ca să mai vedeți voi cu detaliile lui minunate. Din păcate, n-am decât o singură cheie, adică asta de aici. Sau, mă rog, două, nu știu dacă-s la fel. Și e posibil să fi fost o chestie, nici nu știu, religioasă, ce zice?
Da, ceva cu Fecioara Maria. Deci chestia asta este atașată de cheie. Nu știu dacă o fi avut o treabă cu ceva religios. Nu mă deranjează cu nimic, rămâne acolo. Dar n-am decât cheița asta pentru el și aș vrea, uite cât e de frumos, Doamne, ce-mi place, să-i pun rafturile, însă nu prea sunt sigură cum ar trebui să vină, că am mai încercat și ieri și nu prea le-am dat de cap. Deci cred că, uite, cumva, în felul ăsta, ia, poate reușesc mai jos măcar. Dracu, ghem, ce-i aia, ce-i padara asta? Bufan, trebuie să-l pun. Sunt niște striații pe laterale, de asta nu pot, că dacă era perfect drept, mă ducea și pe mine, că măcar atâta să fac, dar nu prea pot. Ia uite cât de frumos se vede și Dumnezeu știe cât de vechi o fi lemnul ăsta. Ok, deci o să stau cu toată cu aia. Pun părțile astea pe jos, pe aici, văd că are niște hârtie de-aia, un soi de mușama. Sta să vă arăt, uite, să facem și detaliile. Deci, vedeți la ce mă refer când spun detalii frumoase feminine? Astea m-au atras pe mine cel mai mult. Fundița aia acolo, perfect sculptată, este splendidă, atât de minuțios lucrată, vedeți câte detalii sunt. Apoi partea asta aici, ca un fel de perdea sau o fundă care cade așa frumos, mi se pare minunată. Uitați-vă ce frumos sunt sculptate detaliile astea floral. Uită-te tu ce încuietoare minunată, aici iarăși. Deci bogăția de detalii pe mine m-a lăsat complet mască. Ia uite ce frumusețe, Doamne, sunt fantastice. Și apreciez frumusețea abia în momentul în care te apropii, că așa de la distanță sunt. Dar nu-ți dai seama cât de multe, uite, bobițele astea, după aia pe aici sunt frunze, modelul ăsta vegetal oricum, partea asta așa care, nu știu ce imită, dar e foarte frumoasă, lemnul ăsta care se suprapune, după care ai încuietorile, după care ai modelul ăsta aici, după care ai sculptura asta aici. Și acolo forma este un pic curbată, deci e o bijuterie, Picioarele de susținere, care sunt splendide și ele, și cred că aici lipsește ceva. Adică vârful ăla, așa cum și în partea asta, tot așa, cred că lipsește ceva, dar nu deranjează foarte mult. La fel, aici, pot? Da, să luăm cheița. Fiind, uite așa, o singură cheie, o fi bună. Nici eu nu prea îmi dau seama. Reușim? Cred că e închisă. Haideți că am deschis-o pe asta la altă, că pe aia nu reușesc. Dar mai încercăm. Iată, interiorul este cât se poate de simplu, tot așa cu lemn, și arată bine. A fost bine întreținut. În afară de defectele astea, nu pot să mă plâng de absolut nimic și oricum alea sunt insesizabile. Și dacă n-au fost suficiente cele de până acum, uite și aici. Cât de frumos este sculptat, cu același detaliu feminin, cu fundițele astea, ca un fel de cortină așa, motive vegetale, care se continuă și uite și aici, cât de frumos. În partea de jos avem un coșuleț cu flori, superb, și aici același motiv. Ia, reușim? Dacă nu, avem în partea asta la altă. Și uite, probabil că am aparținut unor bătrâni, îmi imaginez, pentru că asta e o chestie pe care doar în casele bătrânești o mai văd. Genul ăsta de mușama, pe care eu nu o să îl păstrez. Vreau să dispară și vreau să văd lemnul. Cred că trebuie să-mi folosesc ambele mâini ca să-l dau jos de acolo. Dar vreau să plece mușama asta și voi pune vase. Dintre vasele mele care au rămas undeva în bucătărie. Multe dintre ele, cărora nu le-am găsit locul neapărat, pentru că știam că nu sunt de înghesuit într-un dulap și aș prefera, dacă se poate, să nu mai îmi rup unghiile și să folosesc cheia. Ceva foarte vechi. Bine, ca să nu mai judecăm din primul meu, care e așa 70-ist.
Cred că voi avea nevoie de un pic de intervenție bufantă, pentru că ăsta și geamul de deasupra nu reușesc să le deschid. Orică nu am eu simțul găurii, evident, orică trebuie vidilat, orică e altă cheie, dar nu reușesc să le deschid. Nu sunt încuietori puternice sau ceva. De fapt, cred că dacă le dai un brânci, se ducă totul. Dar nu reușesc eu să le deschid. Altfel, partea asta de aici, să știți că este conectată, adică aici mie, mi se întâlnesc mâinile. Nu sunt niște bucăți de lemn care se separe, să fie un corp, două corpuri, trei corpuri. Este toată chestia unită. De asta fâșia de mușama care era acolo este una lungă. Bine că am scăpat de ea, o să iau eu o cârpă și ceva să-l șterg. Și ce cred că mai trebuie, trebuie lăsat bine de tot la irisit, care mirosul ăla de vechi, de stătut, care uneori îmi place, însă în cazul de față e mai bine să fie, știi, aerisit cum trebuie. De asta am și aprins o lumânare, am deschis geamurile larg și în timp cred că se va liniști el pe cât posibil. Dar deocamdată să mă duc să iau o cârpă, să-mi dau așa frumos cu ceva, să-l curăț de praf și toate cele și o să și revină cât de cât. Na, că trebuia să existe și o bubă, da, nu e foarte gravă, acum am văzut-o însă. Există spărtura asta în lemn, însă el fiind masiv, nu se duce în jos. Deci, cred că pot să stau liniștită cu fundul aici, presupun că m-ar apuca ceva. Nu o să fac asta, evident, dar vreau să zic că susține, ca lumea. N-am văzut-o la momentul la care m-am uitat la poze și când l-au adus, chiar n-am observat chestia asta. Posibil să fi fost din cauza rafturilor care erau exact aici. Dar cert este că există această chestie. Probabil, deghizată cu un milieu, că tu vorbeam mai devreme, s-ar rezolva. Dar cred că o să-l las exact așa cum este și nu-i fac nimic, că n-are sens. Am curățat geamurile, n-aveau decât niște urme pe ele, așa, dar le-am curățat și pe ele. Am curățat și astea și, practic, mă pot apuca de decorat. Toată treaba este să-mi deschidă aici. Că partea aia nu e atât de importantă, v-am zis, le conectez practic și nu am probleme, dar asta trebuie deschisă, pentru că acolo voi vrea să depozitez diverse. Aici ne descurcăm însă foarte, foarte bine. Și da, trebuie și rafturile puse acolo, că n-am reușit singură. Și ce mă gândeam să pun în domnul bufet? Ete, cam așa ceva, cești, ceșcuțe ceainice, astea, mult spus argintărie, că sunt suflate mai degrabă, cred că ar sta foarte bine acolo. Și ce farfurii sau tacâmuri, veselă în general, ce ar arăta bine. Și mă gândesc că poate pun și câteva cărți ca să decorăm așa cumva frumos, dar trebuie să văd cam cum încap fiecare dintre ele. Că ideea eu am, dar trebuie pusă în practică, efectiv, adică să mă apuc să le așez ca să-mi dau seama cât este de încăpător și cum ar arăta mai bine. Dacă merge, pot să pun chiar și o vază, pot să pun și flori. Ar arăta interesant. Uite că mai e cineva încântat de bufet. Mama, ce faci acolo? Rumbu este, în cazul în care nu-l recunoașteți, după blonzime. Dar ia uite aici stufărișul codiței. Mama, este atât de întunecat, tu ești atât de întunecat și așa de întuneric acolo, că nici camera nu poate să focalizeze. Grasule, ce faci? Grasule, îți place bufetul? Grasule? Bine, hai, te lăsăm acolo, pa la revedere. Acceptând piesele astea din ceramică albă cu verde, care sunt primite de la Hendrix, toate piesele pe care le vedeți sunt la mâna a doua de prin târgurile de vechituri sau de pe site-uri. Deci nimic nu este nou, doar astea, vasul ăsta cu ceșcuțe, farfuriuțele de acolo și ceainicul ăla. În rest, toate sunt la mâna a doua. Uite, de ceainicul ăsta chiar sunt tare mândră, nu știu dacă vi l-am arătat, cred că doar pe Insta, am dat 15 lei pe el. 15 lei. Și uitați-vă cât e de frumos, mi se pare așa o bijuterie, pe cuvânt. Nu doar că e porțelanul și detaliile astea frumoase cu auriu și mânero, dar are o formă foarte elegantă. Și uite ce detalii interesante sunt și pe căpăcel. Și nu că aș bea eu foarte mult ceai, dar ăsta e frumos și doar să-l ții așa, să te uiți la el, să-ți bucure sufletul doar văzându-l. Asta este o tavă de servire suflată cu ceva. Astea sunt parte dintr-un set care au venit tot așa, uite, cu ceainicul ăla de acolo. Asta este o zaharniță pe care am luat-o din Israel și ea este suflată. Clopoțelul l-am luat de la magazinul ăla de pe Instagram pe care vi-l tot recomand eu. Iarăși am uitat cum îi zice...
dar îl găsiți în lista mea de follow. Bineînțeles că a trebuit să uit. Solnițele parcă tot de pe OLX le-am luat, iar astea sunt recipiente pentru ceai suflate cu argint și ele am dat 30 de lei. Pe astea două le-am luat din târgul de vechituri, de la târgul de vechituri din Buzău, că este și acolo un astfel de târg de vechituri. Frapiera este OLX, aia pe care o folosesc și ca vază de multe ori și eu cred că se vor potrivi tare bine cu bufetul ăsta, pentru că el nu este făcut neapărat pentru pahare moderne și chestii... Sau nu-l văd eu, nu știu, în zona asta contemporană. Mi se pare că face casă bună cu genul ăsta de piese, care vor fi distribuite. Nu o să mă apuc acum de ele, pentru că vreau să mi-l deschidă și pe ăla, să văd cam cum o să fie toată treaba și să-mi pună și rafturile. Iar după aia o să le așez, deci probabil că o să facem asta în vlogul viitor. Dar măcar ca o primă impresie să-l vedeți. Și vorbim și de vești mai puțin bune, legate cu vasul pe care vi l-am arătat aseară, vaza aia micuță. Asta s-a petrecut acum vreo oră. Am mâncat eu niște cremruși din aia vegetali, cu muștar toate cele și am avut proasta inspirație să las farfuria pe margine, aici. Și nu știu care din ei, că n-am văzut exact momentul, dar când m-am întors, am ieșit din bucătărie. Și când m-am întors în bucătărie, am găsit farfuria asta frumoasă făcută țăndări. Îmi pare rău de ea, că era o farfurie deosebită, dar n-am ce să mai. Deci mi-au rezolvat-o de mama focul. Nici m-a mai deranjat să o spăl, că n-are sens, trebuie aruncată. Și gata. Într-o lume ideală, așa ceva mi-aș dori. Arată, Doamne, e un vis. Cred că aș dormi pe masa aia. Dacă aș avea așa. Îmi place întâi de toate tapetul. Mi se pare că pereții schimbă enorm și cred că va fi o schimbare uriașă în momentul în care nu o să mai fie maro. Acolo, în primul rând, că va fi mult mai luminos. Și uite, de exemplu, astăzi e cam întunecat afară. Ați văzut cam cât de întunecat e acolo prin comparație cu camera asta? Unde lumina e mult mai puternică. Adică acum sunt în bucătărie, acolo a fost nevoie să aprind becurile, în timp ce aici lumină naturală, multă pe mine, dar cred că se va schimba situația în momentul în care va fi altceva pe perete. Și mi se pare tare interesant aici că bucățile alea de tapet sau nu știu, poate o fi direct pictat pe perete, zici că sunt tablouri, efectiv, când de fapt sunt sigură că e vorba de ceva, deci nu e înrămat, e tapet atașat sau o fi pictat peretele direct, dar nu este un tablou, că se vede și aplica aia undeva pe acolo, prin spate. Și e și foarte coezivă treaba, în ciuda faptului că sunt mai multe nuanțe, mai multe culori, nu deranjează, e un mix tare frumos. E albastru ăla de la scaune, maroul de la masă, de fapt, și albul de la candelabru, alb auriu, și se leagă cu ceea ce e pe pereți, că vedeți florile alea albastre, se leagă foarte frumos cu scaunele. Deci arată absolut fabulos. Tot așa, uite, genul ăsta de imagine, sper că e suficient de clară, dar cred că înțelegeți cât de cât ideea. Cam așa ceva îmi doresc, cumva masa și undeva în capul mesei sau undeva în proximitate să existe dulapul ăla cu veselă. Și dacă îmi permiteți să fiu complet subiectivă, mi se pare că al meu e mai frumos ca ăsta. Ăsta parcă e un pic mai masculin, așa, sunt niște linii un pic mai drepte. Dar cel pe care l-am luat eu cu detaliile alea frumoase, așa feminine, e o bijuterie, după părerea mea. Uite, tot cam aceeași idee. Și cred că ce va da tușa aia personală va fi tocmai mixul de nou și vechi. Că imaginile astea pe care le vedeți, cu toate că mie îmi plac foarte mult, dar cred că se duc un pic prea mult pentru ceea ce îmi doresc eu, un pic prea mult în zona de vechi, de tradițional. Cred că e nevoie de un pic, ceva un pic mai proaspăt. Aia prima, deci aia pe care v-am arătat-o cu candelabru, cu tapetul, cu pereții, aia da, aia e combinație de vechi și nou. Dar astea, când mă uit la ele, sunt 100% pe zona de vintage, care știți că îmi place. Dar cred că totuși voi vrea și niște elemente noi. Uite, și asta ce frumos arată, tot așa cu veselă și totul cu alb, gri, bleu, totul se leagă. Asta la altă cu verde, senzațional arată maroul ăla cu verde și cu tapetul. Mamă, genial. Și scaunul ăla alb din spate... O bijuterie este. Și asta îmi place, foarte frumoasă și vitrina asta sau bufetul, cum vrea fiecare să-i zică. Vedeți că e tapetul ăla care... Uite, eu am privit întotdeauna tapetul ca pe o chestie care încarcă foarte mult, dar îmi dau seama că în combinații de genul ăsta, când este bine ales și cromatic se leagă totul, nu trebuie să încarce. Contează foarte mult cu ce-l combini. Și cât de luminoasă este camera. Deci am planuri mari cu tapetul. Uite, asta iarăși este o combinație interesantă de nou și vechi, zic eu. Și cred că vitrina aia din spate, aia a fost recondiționată, dar cred că a fost făcută cu gust, că nu duce în ce vă povesteam eu aseară. Știți ce vă ziceam, că am văzut niște recondiționări? Îndoielnice, după părerea mea. Dar asta mi se pare frumoasă. Dacă a fost într-adevăr recondiționată, sau poate că e o chestie nouă pe care... au pus-o acolo și stând lângă celelalte piese vechi îmi dă mie senzația că ar fi și ea vechi. Dumnezeu știe. Și
Uite, voiam să vă mai arăt imaginea asta, nu pentru că am avea neapărat aici o vitrină și vase, dar v-am zis că am tot început să caut mobil, ați și văzut că am luat niște piese. E foarte greu să găsesc câte 6 scaune, sau mă rog, mai multe scaune, la fel. Am găsit niște scaune superbe, dar câte 2, câte 1, maxim 3. Și cred că în zona aia unde voi vrea masa lungă cu bufetul, mi-ar plăcea ca scaunele să fie set. Cu toate că nu sunt eu fiartă pe seturi, că mi se par de multe ori bătrânicioase, dar cred că acolo, ținând cont că masa va fi cel mai probabil modernă, mi-aș dori ca scaunele să fie set. Și uite, genul ăsta cu catifeaua aia albastră arată senzațional de bine. Nu trebuie să fie neapărat așa, astea cred că sunt ceva Ludovic, la la la. Am început să mă specializez pe stiluri de mobilier, te doare capul. Cred că în zona asta sunt ele. Nu trebuie să fie neapărat așa. Dar încerc să găsesc un set de scaune, mai multe, 6, 8, nu știu câte ori fi, ca să se potrivească cu masa respectivă și cu, și cu bufetul ăsta. Și nu prea reușesc deocamdată, nu că am vreun deadline sau că trebuie acum, dar din căutările mele, care v-am zis, se desfășoară foarte arzător de când cu mutarea, mi se pare foarte greu să găsesc piese set. Am găsit unele, păi, deci îmi venea să plâng când am văzut că era doar câte unul sau erau câte două. Dar seturi mai greu. Cine știe, poate în timp o să vină și el. A, se găsesc, sunt, dar nu sunt ce caut eu. Adică sunt urțele sau nu se potrivesc neapărat, nu știu, nu fac inima așa să bată mai tare. Că toate piesele astea de mobilier pe care le-am luat până acum, toate vintage-urile astea și antichitățile, le-am luat bazându-mă pe 1-2 criterii, dar cred că cel mai important dintre toate pentru mine este să-mi facă inima să bată mai tare. Adică să simt eu că, mamă, cât de mișto, să fiu așa super entuziasmată, să zic, vai, piesa asta trebuie să fie la mine în casă, mă văd cu ea și peste 40 de ani, este senzațională, o să arate extraordinar acolo. Dacă e doar, hei, uite, niște scaune să scumpe. Ele, Lemo, care a dărâmat castronul de mâncare al cățeilor, că de ce nu? Dacă este doar o piesă de mobilier sau scaune, hei, să stăm pe ele, nu cred că vreau să le iau. Adică îmi doresc să mă bucure fiecare obiect care va fi în jurul meu, vreau să le iubesc pe toate și să fie parte integrată din viziunea mea, nu doar niște chestii cu rol util, care evident că e foarte important, dar și să-mi bucure sufletul. Deci nu vreau să existe nimic în casa asta, mai dărâma ceva că nu o să lasă, nu vreau să existe nimic în casa asta care să nu mă facă să jubilez în momentul în care le văd. Mă rog. Ciocan, bormașin și alte de-astea nu le punem la socoteală, că alea înțeleg că sunt necesare pentru masculin. Dar în cazul meu, pentru obiectele de decor și chestiile pe care le aleg eu, vreau să fie toate așa, pe strânceană, alese una și una. Și voiam să vă întreb două chestii, după care încheiem vlogul. Încep, poate de săptămâna viitoare sau poate ailaltă, o să începem ceva cu pereții. Nu știu exact care va fi camera, de unde vom începe. Nu știu exact dacă vom începe cu lavabil sau dacă vom începe cu tapet. Cred că va fi o combinație în casă. Ce vreau să vă întreb, de tapet știu deja că m-am documentat și așa, ce vreau să vă întreb este de lavabil, de ce se dă pe pereți. Dacă aveți recomandări punctuale de vopseluri, var sau nu știu, chestii de genul, ceva care să fie bun și să nu coste, nu știu, 3.000 de lei borcanul atâta de lavabil. Ponturi în direcția asta, dacă știți ceva, ținând cont că sunt începătoare și mi-aș dori să fac asta eu, să mă ajute bufantul, să mă ajute fratele meu, adică îmi doresc să facem chestiile astea mai degrabă noi, atât cât vom putea. Dacă vom vedea că nu ne descurcăm și că suntem varză, o să chemăm pe cineva care să se ocupe, dar de principiu îmi doresc să pun nosul la treabă și să ne ocupăm noi de ele. Și vă spun asta în ideea în care nu sunt un om care are experiență în vreo formă, dar sunt dispusă să învăț, vreau să învăț și vreau să mă apuc de treabă, așa că orice sfaturi aveți în sensul ăsta pentru zugrăvit, pentru văruit, pentru așa, spuneți-mi. Și mai ales mă interesează brandul, adică ce să cumpăr, ce vopsea să cumpăr. Doi la mână, dacă aveți vreo recomandare de tapițer, pentru că vreau să mă apuc, să mă ocup sau măcar să mă interesez, să văd ce costuri presupune și cine poate să-mi facă și mie frumoase fotoliile alea pe care vi le-am arătat în vlogul anterior și alte piese, scaunele, de exemplu, cele pe care v-am zis că le-am lăsat cu lunile la cineva și nu mi le-a făcut nici până ziua de astăzi și până la urmă le-am luat înapoi. Deci îmi doresc un om serios, capabil, care să facă treabă bună. Adică, așa cum vă ziceam cu mobilierul, că am văzut niște recondiționări urățele, după părerea mea, îmi trebuie cineva care chiar să se priceapă și cu care să putem lucra. Adică aleg eu exact care-i țesătura, dar omul să facă treabă bună, asta mă interesează. Bineînțeles că îi plătesc,
nu se pune problema, dar vă întreb dacă știți pe cineva care are comandare directă, pentru că pe Google m-am uitat deja, sunt 10 de anunțuri de tapițieri, dar m-ar ajuta mai mult să știu de la voi dacă aveți o recomandare 100% directă. Măi, eu am lucrat cu omul ăsta și ți-l pot recomanda cu mâna pe inimă că a făcut o treabă foarte bună și sună-l, dă-i un telefon, vezi ce știe să facă. Deci astea sunt întrebările mele de final. Acum microfonul e la voi. Mulțumesc tare mult dacă ați mai petrecut și ora asta cu mine. Ne vedem luni, iar până atunci să aveți un weekend ultra super minunat și ne vedem cu noi povești și cu vitrina, să sperăm, aranjată și cu ușița aia deschisă. Pupicios multos! Pa!